Cercetările și efectele obținute în urma utilizării biofitomodulatorilor de tip ancudincă, dispozitive energetice pe bază de plante, au fost prezentate la cea de-a 5-a ediție a Congresului Național de Comunicări Științifice. Printre participanți s-au aflat numeroși inventatori, doctori, profesori universitari din Cluj și București și alți specialiști în domeniu. Am căutat să fixăm anumite domenii și să venim cu certitudine pentru rezultatele obținute. Și am acționat în mod deosebit pe studiul asupra refacerii sistemului osos, fără folosirea medicamentelor, fără luarea calciului în mod excesiv. De asemenea, avem rezultate deosebite în refacerea articulațiilor. Este al doilea an consecutiv când un doctorand de la Universitatea de Științe Agro și Medicină Veterinară din Cluj studiază această problemă cu rezultate deosebite. Deci, practic, concluzia este că se poate reface orice organ, orice organism, orice sistem din organismul uman, cu singura condiție să se acționeze în timp util și să nu se vină în faza terminală. S-au făcut analize de RMN, spectroscopie în infraroșu, acțiune laser și determinare de proprietăți calorice. Vreau să vă spun că determinarea proprietăților calorice este o noutate mondială, fiindcă nu s-a mai făcut așa ceva. Este o metodă brevetată la Institutul de Izotop Stabil din Cluj și precizia măsurătorilor este de 10 la minus 12. Acești modulatori biofitodinamici și-au dovedit, să spunem, nu numai eficacitatea, ci și drumul spre viitor, pentru că se pare că sunt creatorii unei noi căi de dezvoltare a medicinii. Ceea ce este cel mai important lucru este că aplicarea acestui tip de terapie exclude modurile agresive ale medicinii, deci cele care sunt intruzive, invazive, și în felul acesta păstrăm corpul uman așa cum a fost el creat.